Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o hotărâre prin care elimină obligativitatea prezentării certificatului verde la intrarea în centrele comerciale doar pentru hipermarketuri. Totodată, prin decizia CNSU, a fost prelungită starea de alertă pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 7 februarie. Se propune ca, prin excepție de la prevederile punctului 36, accesul la operatorii economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor Alimentare situați în centrele și parcurile comerciale să fie permis tuturor persoanelor dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire în sau din acestea este asigurată o suprafață de minimum 4 metri pătrați din suprafața destinată vânzării pentru fiecare persoană și este limitat numărul coșurilor de cumpărături la numărul maxim de persoane ce poate avea acces. Arată decizia CNSU.